Despre durerile oamenilor. Lucrul care ne arde pe toți este pocăința, pocanie, pe care o trimite Dumnezeu ori vrem, ori nu vrem. De aceea este bine să ne pocăim de bunăvoie, să nu așteptăm să ne trimită Dumnezeu pocăința prin necazuri de tot felul, căci pricinile pentru care ne trimite Dumnezeu necazurile sunt păcatele noastre. Deci, dacă pățești necazuri în viață, află că ai făcut greșeli. Necazurile sunt mila lui Dumnezeu cu noi. Acum să vă dezvelesc câteva feluri de păcate, ca astfel să pricepeți durerile voastre. Beteșugurile trupului. Din trei pricini se îmbolnăvește trupul. 1. Trupul se umple de otrăvuri, din lipsa postului. Carnea și grăsimea este o otravă și se mistuie tot cu ajutorul unei otrăvi, care este fierea. Cu paralizia pedepsește Dumnezeu pe toți nesătuii de avere, căci aceștia și-au făcut socoteala greșită, zicând că dacă postesc, nu mai pot alerga și lucra. Paralizia ca și averea se poate moșteni. Ei au crezut sfatul viclean al diavolului iubirii de avere. De aceea toți harnicii să ia aminte și să ție post, ca nu cumva din multă alergătură de șarpe să stea la pat tot restul vieții. Dar și asta de li s-a întâmplat, tot milă de la Dumnezeu să o socotească, deoarece le dă prilej de a cumpăni și a-și recunoaște greșeala. Căci Dumnezeu nu pedepsește spre moarte, ci spre întoarcere, căci trupul nu plătește nimic când din el scoți averea ta rea. Sfinții au scos cu totul altceva, feșnic al Duhului Sfânt. Cuvânt al Părintelui Arsenie din 22 februarie 1942, Mănăstirea Brâncoveanu. 2. Din naștere. Pentru că fie mama sau tata nu a fost treaz când s-a zămislit copilul. Femeilor, fugiți de bărbați când sunt amețiți de băutură, ca de foc. 3. Din desfrânare. Pentru că trec măsura cuvenită și atunci începe să-i doară spatele, spinarea, șalele, slăbesc nervii, devin iuți și nerăbdători. Toate acestea pentru că nu și-au înfrânat poftele. Este tocmai ca bogatul care sărăcește, așa și trupul care și-a mâncat toată blaga. Vrajba în casă. Ascultați pricinile pentru care au vrajbă și ce să facă ca să nu le mai aibă. Vrajba în casă vine din păcat. Toate își au izvorul în păcat. Neapărat vine vrajba în casă dacă 1. Căsătoria s-a început cu stângul, adică cu desfrânarea. 2. Soții trăiesc în căsătorie nelegitimă sau fără cununie bisericească. Este un prim păcat pe care toți îl plătesc cu vrajbă. De aceea toți trebuie să intre la cumințenie și să se legiuiască dacă sunt așa. 3. Din curvii nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Astfel au intrat într-o casă nouă cu o pecete drăcească pe trupul și pe sufletul lor. Și pentru că nu s-au mărturisit, acel păcat are să le spargă casa, tocmai pentru că n-au omorât pe diavolul, care este cel care face acest lucru. 4. Lăcomia de avere a unui părinte când și-a măritat fata sau și-a căsătorit feciorul. O asemenea căsătorie nu ține, pentru că s-a făcut cu o lucrare a diavolului. De vei mărita fata ta numai pentru avere, căsătoria lor va sfârși cu vrajbă și cu spargerea casei acelei. Prin urmare, cumințiți-vă părinților cu sfaturile, când vă măritați fetele sau vă însurați feciorii. 5. Nepotrivirea de vârstă. Sunt părinți care își mărită fetele la 14-16 ani, iar la 18-19 ani, fata lor este văduvă și încă cu copil. Aceasta din cauza nepotrivirii de vârstă. Căci ce poate face o fată așa tânără în fața unui vlăjgan, om în toată firea? Această diferență mare de vârstă este un păcat înaintea lui Dumnezeu.
și din cauza aceasta casa aceea nu ține, ci se sparge. Și în aceste cazuri, părinții trebuie să recunoască că au dat sfat prost. 6. Din negrija de suflet a celor din casă, din negrija de spovedanie, de sfânta împărtășanie și de rânduielile bisericii, care sunt poruncile lui Dumnezeu, care dacă nu se păzesc, păzesc pe ale diavolului și nu pot să aibă liniște. 7. Din petrecerea fără post. Cei ce se umplu de mânie sunt cei plini de fiere, care se înmulțește în corpul omului atunci când mănâncă carne multă și nu postește. Plin de fiere fiind, te umpli de mânie și astfel își sar în cap unii la alții. Așa, pentru o vorbă cât de neînsemnată, pentru o bucată de lemn ce nu e la locul ei, îi sare în cap celuilalt. 8. Și o ultimă pricină este desfrânarea soților. Dar soții cum desfrânează când sunt legiuiți? Așa bine. Căci nu mai țin seamă de miercuri, de vineri, de zilele postului și de sărbători. Nu mai țin nicio rânduială. Și mai fac și altele împotriva firii. Și bate Dumnezeu nerânduiala, ca să se facă rânduială. O altă durere, paguba în curte, în agoniseala voastră. Și iată pricinile pentru care Dumnezeu trimite pocania asupra avutului nostru. 1. Unii din stăpâni drăguie și atunci să nu se mire dacă îi se împlinește cuvântul, că își dă Dumnezeu după cuvântul lui. 2. Lucrează duminica. Dacă Dumnezeu n-a lucrat duminica, nici ție nu îți este îngăduit ca să lucrezi. Și dacă vei lucra, vei pierde nu numai ceea ce ai lucrat duminica, ci și ceea ce ai lucrat în cursul săptămânii. Să nu ascultați de sfatul nimănui când este vorba de cinstirea duminicii. Fiecare își are socoteala lui. Tu însă ai un suflet, căci va veni vremea să ceri apă cu bilet. Da, va veni și acea vreme. 3. Și mai are pagubă cel ce se uită la agoniseala sa ca la ochii din cap. Și-a lipit inima de lucruri pieritoare. Pentru altceva a dat Dumnezeu inima, nu ca să ți-o împotmolești cu gunoiul lumii, ci ca să ți-o îndrept spre Tatăl cel din ceruri. Pe El să-L iubim, de El să ne lipim inima, căci neasemănată este plata pe care ne-o dă Dumnezeu față de cea dată de lume. De aceea nu-ți lipi inima ta nici de proprii tăi copii, căci de-i pătimi durere în cele iubite peste măsură, cine te va mângâia? 4. Ai cumpărat din mână rea, din mână pătimașă, din mâna care a furat sau de la unul care a curvit. De aceea, mai înainte de a o amesteca cu ale tale, dă-i puțină apă sfințită cu făină, căci să știți, păcatele trec și asupra pământului pe care îl calci și asupra bitelor. Când a fost izgonit Adam din rai, Dumnezeu a blestemat pământul. Spin și pălămidă să dea și prin sudoarea feței să-ți câștigi pâinea, iar femeia în dureri mari să nască. O greșeală a noastră atârnă asupra întregii averi. 5. Cineva se ține de vrăjă asupra ta, iar tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu asupra ta. Cineva lucrează cu diavolul asupra ta și asupra vitelor tale, și atunci tu tânjești și vitele tale. De ce pot lucra aceste puteri? Pentru că tu n-ai ocrotirea lui Dumnezeu, și ca să nu mai poată lucra duhurile rele, curățește-și trupul tău prin post, sufletul tău prin spovedanie, fă sfeștanie la casă, pune-ți o sfântă cruce în curte și roagă-te lui Dumnezeu să te ocrotească. 6. Mai poți avea necazuri și din cauza că, în curtea în care stai tu sau pe pământul pe care lucrezi, apasă jurăminte, blesteme sau nedreptate. Să luați seama să nu tăiați o brazdă din pământul care nu este al vostru, căci aduce moarte. Dar se mai poate să ai asupra curții și alte păcate. Poate că ai cumpărat această curte cu bani muncit într-o vreme când poate trăi în desfrânare. De acești bani, deși ai muncit, nu te vei putea folosi, căci și asupra lor atârnă și apasă păcatele, de când ai muncit, și te urmărește Dumnezeu până în pânzele albe. Pentru ce? Pentru că nu te mărturisești, pentru că ții șerpi în sân și Dumnezeu lasă să te muște.
7. Apasă blestemele părinților sau ale altuia asupra casei tale și asupra ta. 8. Omoruri sau sinucideri făcute în curtea ta. Sau, ce este și mai des, copiii lepădați și îngropați aici colo, ba în gunoi, ba lângă o altoaie. Lepădarea copiilor este păcat strigător la cer. 9. Stăpânii au păcate nemărturisite, din tinerețe sau mai pe urmă, și nu le-au ispășit. Că nu-i destul să le spui sub patrafir, trebuie să le și ispășești, de bună voie. De aceea vine bătaia lui Dumnezeu asupra voastră, peste tot, pe câmp, peste vite și peste tot lucru mâinilor voastre. O altă durere, copii îndărărnici, neascultători, necredincioși și desfrânați. Toți părinții, luați aminte, ceilalți de asemenea, fiți cu mare băgare de seamă, ca să nu cădeți în astfel de greșeli, când vă va veni rândul. Copiii îndărărnici vin din următoarele pricini. 1. Părinții nu au păzit niciodată postul și nu s-au putut înfrâna de la poftele trupești și așa au călcat zilele și timpurile neîngăduite, care sunt miercurea, vinerea, duminica, sărbătorile de peste an și posturile întregi. Toți copiii care rezultă sunt neascultători, îndărădnici, pentru că nici părinții lor nu au ascultat de poruncile lui Dumnezeu, de a păzi zilele sfințite. Întrebați-vă cugetul și vă va spune ce este îngăduit. Altfel, îi veți vedea plângând și veți plânge și voi. Și așa veți ispăși păcatul în care i-ați zămislit. Desigur că vă doare. Dacă nu le-ați fi făcut, nici nu v-ar fi durut. 2. Mamele nu s-au păzit până la curățenie de plină. Și așa se nasc copii plini de bube și pot muri. Și dacă în vremea aceea tata a mai fost și beat, se naște un copil ce va fi slăbănog, fie cu mintea, fie cu trupul, fie cu amândouă. Iată cum vei avea pocania de la Dumnezeu, cu propriul tău rod. 3. În vremea sarcinii nu te-ai păzit de bărbat. De aceea mulți copii se nasc morți sau mor de tineri. Sau, dacă trăiesc, alunecă în curvie, pentru că s-a întipărit pecetea curvească pe ei, încă din pântecele mamei lor. Așa spune Sfânta Scriptură. Toate prin câte trece mama, în vremea celor 9 luni de sarcină, fie bune, fie rele, se întipăresc și în copil. Când va crește mare, toate îi vor răsări în cale. Sfaturi și îndemnuri ale părintelui Arseniu despre viața de familie. Căsătoria e sacul cu păcate, mărită-te și ia-l în spate. În timpul sarcinii, mama să nu stea în fum și să nu ia medicamente. Dacă nu-i dă pace la copil în vremea sarcinii, copilul va avea precocitate sexuală. Decât cancer, mai bine copii. Copiii născuți, numai după distracții și destrăbălări, au ieșit răi. Copiii nefăcuți strică pe cei făcuți. Iubagii aveau câte 16 copii și erau slugi. Cei care opresc copiii de la credință sunt osândiți mai rău ca sinucigași. Căsătoria e pentru mântuire și prunci, nu pentru plăceri și desfrânare. Să afundăm la botez copiii. Din cauza avorturilor ne vor stăpâni țigani. Dacă nu poți vorbi cu copiii despre Dumnezeu, vorbește cu Dumnezeu despre ei. Tinerii să se mute de la bătrânii care le strică casa. Pantalonii la femei, mult mai grav ca lipsa de basma la rugăciune. Pe cei necununați să nu îi împărtășești. Abstinența sexuală dă vigoare, dar, din când în când, rar, trebuie soții să se împreuneze, în afară de posturi. Femeia, luată din bărbat, are nevoie de completare endocrină prin contact de la bărbat. Femeia e necesar să fie căsătorită la vârsta împlinirii fiziologice după 20 de ani. Pentru menținerea sănătății are nevoie de combustibil masculin, care se poate obține numai în viața conjugală legală, civil și bisericești. Ce se face prin desfrânare este spre pedeapsă. Femeile care nu primesc combustibil masculin, fie din lipsa căsătoriei, fie că se abțin de la raporturi conjugale, ajung la anxietate, stare de neliniște, de așteptare încordată, însoțită de palpitații, jenă în respirații, etc., întâlnită în unele boli de nervi.
nevroze, idei de sinucidere, agresivitate. Acestea pot fi și efecte ale văduviei forțate, moartea prematură a soțului sau ale sterilității. Păcatele se înregistrează în codul genetic al fiecărui. Nu suntem din maimuță, dar mergem cu pași repede spre ea. De-abia aștept să terminăm odată cu problemele dintre bărbat și femeie, pentru care și lui Dumnezeu i-a părut rău că a făcut pe om. Sfaturi despre boli și necazuri și despre credință. Paralizia lovește de obicei pe cei nesătui de avere și poate fi moștenită. Bătrânețea e un cavou ajutător. Să nu cârtim la necazuri. Fumatul slăbește nu numai plămânii, ci și mintea omului, încât credința nu o mai vezi atât de curat. Cei bolnavi să țină regimul bolii în loc de post. N-ai să găsești sfinte moaște mai sfinte ca Sfânta Cruce. Dreapta socoteală e mai mare ca postul. Nu ispiti sfintele taine. Mai multă rugăciune către Sfântul Înger Păzitor. Mai mare este omul în genunchi decât în picioare. Să-mi țină Dumnezeu credința de copil. Ierusalimul din noi, nu cel din Israel. Cel cu un talent din Sfânta Evanghelie are numai botezul și talentul lui se va da celor fără botez, dar cu fapte. Părintele Arsenie s-a întâlnit cu Iisus în gară în chipul săracului care plângea. Șoapte diavolești. Citiți Biblia cum vă taie capul, că și noi o știm pe din afară și sfinți în fantezie vă vom face. Vindem yoga, teozofie, spiritism, magie, cultul lui Satan. Eu sunt Botan, Mamona, Priap. Ecumenismul. Sectarii. M-am rugat pentru apuseni și m-a dus Dumnezeu acolo și mi-a arătat ce fac. Se vorbește de unirea bisericilor, deci de ajungere la sobornicitate. La sobornicitatea bisericii ajung cei ce renunță la confesionalitate. Tendința papei de a atrage în același staul pe toți creștinii nu se va realiza niciodată. Papa nu va ajunge niciodată la o turmă și un păstor în staulul Romei, deoarece biserica are un singur păstor, Iisus Hristos. Ecumenismul, erezia tuturor ereziilor, căderea bisericii prin slujitorii ei, cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din biserica ortodoxă, fie ei arhierei, preoți de mir, călugări sau mireni, înapoi la sfânta tradiție, la dogmele și canoanele sfinților părinți, ale celor șapte sinoade ecumenice, altfel la iad, cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu! Vine timpul și e foarte aproape când toți preoții vor repara bisericile, iar alții vor construi altele noi, dar nelucrând ei la sufletul omului, vor rămâne bisericile goale. Cucuvelele vor cânta în trânsă. Roadele slăbirii în dreapta credință a teologilor în facultăți și seminarii vor fi preoții, care vor fi și mai slabi ca învățătorii lor. Mai ales în Transilvania, ortodoxia aproape că va dispare. Ultima redută va fi Sibiul, dar cade și acesta. Dumnezeu nu forțează mântuirea nimănui. Cine are minte, să ia aminte. Ba, unii vor ajunge ca... virgulă, cu ajutorul demonilor, luându-se după amăgiri satanice, să pogoare chiar foc din cer, amăgind chiar și pe sfinții adevărați. Aceștia sunt mucării de azi, din mijlocul vostru, adică sectarii, care atunci când vor fi lepădați de dreptul judecător, vor zice: Doamne, nu am făcut noi minuni în numele Tău? Nu ne-am închinat noi Ție? La toate acestea Dumnezeu le va răspunde: Duceți-vă de la mine, blestemaților, fiindcă nu vă cunosc pe voi. Biserica și statul. Nu-i tot cereți moartea lui Ceaușescu, căci care vin vor fi mai răi. Pe regele Mihai, părintele Arsenie l-a sfătuit să plece, că-l omoară. A zis că va reveni cândva în țară și că îi om credincios. Ungurii vor mai mult decât Ardealul. Unei stăpâniri de stat sau șef care nu se supune lui Dumnezeu, nici Sfânta Biserică și slujitorii ei nu trebuie să îi se supună. Nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu. Romani 13:1. Deci primim divinul stăpânirii,
dar refuzăm păcatul ei. Să fiți deci pregătiți să puneți capul pe butuc, dacă credința o va cere. Rugăciunile și jertfa sfinților brâncoveni m-a adus pe mine pentru țara aceasta noastră. Nu va putea omul avea pace pe pământ, de nu va avea pace cu Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 5:3. Așadar, în numele lui Hristos vă rugăm, ca și cum Dumnezeu v-a rugat prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu. 2 Corinteni 5:20. Va lua țara foc din prislop. E vorba de focul Duhului Sfânt.